Radio Ciocârlia și website-ul romani.co.uk vă prezintă The British Journal. Jurnalul britanic. La 20 octombrie 2012 a avut loc la Edinburgh ediția 5-a conferinței studenților, profesorilor și cercetătorilor români din Marea Britanie. Conferința a fost organizată sub patronajul Ambasadei României la Londra, al Camerei de Comerț Britanică Română și al Fundației Rațiu. Organizatorii conferinței au fost membri ambasadei ai Camerei de Comerț Britanică Română, Societății Studenților Români de la Universitatea Edinburgh, Ligii Studenților Români din Străinătate, Forumului Societăților Studențești Românești din Marea Britanie, precum și ai Universităților Kent și York. Evenimentul a avut ca temă centrală cum să ne găsim locul nostru în lume, cuvânt de bun venit fiind adresat celor prezenți de către profesorul Sir Timothy O'Shea, rectorul Universității Edinburgh, urmat de către ambasadorul României în Marea Britanie, Dr. Ion Jinga, ce a declarat conferința deschisă. We are very pleased with SCROL, the Scottish Romanian Language Link. We've got a very good connection through Erasmus, very good opportunities for non-Romanian students to spend wonderful time in Romania, and then with Professor Clive Bonsall, a very strong leadership of an important archaeological project. Principal Oshin, Deputy Governor, the National Bank of Romania, Professor Hilliard, Professor Ron, Dean of the International Relations Faculty in Bucharest, Economic University, Director General of COCOE, there are so many personalities here today. I should call on her or each of you, because each of you is a personality. But because, believe me, it's hard to wake up at 5 o'clock in the morning in London and to deliver a speech at 10 o'clock the same morning in Edinburgh, I would apologize for not nominating everyone, and I'll try to stay in my 10 minutes that so generously raised as gratitude to me. In my turn, Professor Oshea did it to the 5th edition of the Romanian Students, Professors and Researchers Conference. This is for the first time when we organized this conference outside London. Conferința a fost structurată în două părți, o sesiune plenară și o sesiune de dezbateri. Sesiunea plenară a cuprins prezentări susținute de patru invitați de marcă: domnul Bogdan Olteanu, viceguvernator al Băncii Naționale a României, domnul Dumitru Miron, decan al Facultății de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, doamna Anne-Marie Martin, director general al Consiliului Camerelor de Comerț Britanice din Europa și domnul Richard DeMarco, președinte al Fundației Europene de Artă DeMarco. Sesiunea a fost moderată de domnul Raymond Braddon, director executiv al Camerei de Comerț Britanică Română. Studying economics or related. Okay. Hands up those who are studying something that I've not covered. Okay, very good. This is where we get into interaction. Madam, please go ahead. And your name is? My name is Thank you, the computer. Okay, who else put their hand up, sir? Would you please stand and give your name? I'm a student of Research Masters in East European Studies at UCL. Okay, thank you. So, speakers forewarned, you have a wide range of students with different backgrounds. Partea a doua conferinței a fost dedicată reuniunilor grupurilor de lucru. În primul grup, intitulat Antreprenoriat, Afaceri și Cercetare, moderat de doamna Diana Șișu, absolventă al Universității Edinburgh, au susținut prezentări profesor Colin Adams, director al programului comercial la Universitatea Edinburgh, profesor John Saunders, specialist în marketing la Kent Business School, și doamna Margaret Gibson, director de marketing și comunicare la The Prince Trust Youth Business Scotland. În cel de-al doilea grup de lucru, moderat de Drew Hendry, președinte al Consiliului Local Highland, au prezentat poveștile lor de succes dr. Gabriel Onescu, medic-chirurg specializat în medicină de transplant, doamna Aurora Constantin, doctorand la Universitatea Edinburgh, și doamna Ramona Mitrică, director al editurii Profusion din Londra.
Al treilea grup de lucru, axat pe contribuția românilor din străinătate la dezvoltarea țărilor de origine, a inclus revorbitori. Ana Becheru, coordonatoarea filialei britanice a Legii Studenților Români din Străinătate, Daniel Popescu, președinte al rețelei profesioniștilor români din străinătate și Mihai Cocoru, președintele Forumului Societăților Studențești Românești din Marea Britanie. Ca în fiecare an, un moment așteptat a fost decernarea diplomei ambasadorului. Diploma pentru studenți a revenit lui Mihai Cocoru, student la Universitatea din New York și președinte al Forumului Societăților Studențești Românești din Marea Britanie. Laura Sterian, University of Edinburgh, Flaviu Cicigan, University of Edinburgh, Ciprian Florin Ardelean, University of Exeter, Ioan Bogdan Magdău, University of Edinburgh, Ana Cristina Popescu, University of Manchester. Au fost acordate două diplome pentru cercetători, câștigători fiind Flaviu Cicigan, cercetător în fizică aplicată la Universitatea Edinburgh, și Ciprian Florin Ardelean, cercetător în arheologie la Universitatea Exeter. We have three nominees and all three are winners. I'll start with Diana Sisu. Diploma pentru comunitatea românească a revenit următorilor. Diana Sișu, absolventă a Universității Edinburgh și vicepreședintă al Asociației ScotRo pentru promovarea comunității românești în Scoția. Iulius Cezar Macarie, student la University College London, pentru contribuție deosebită la promovarea integrării comunităților românești în Marea Britanie. Preotul Marcel Oprișan, absolvent al Institutului Ortodox din Cambridge și capelan ortodox în cadrul universităților din Edinburgh și Glasgow, de asemenea pentru promovarea comunității românești în Scoția. Numele meu este Mihai Ginescu, University of Derby, Muntean Dan Ștefan, University College London, and Professor Richard DeMarco, President of the Foundation, European Foundation for Art DeMarco. Diploma pentru promovarea imaginii României prin cultură a revenit profesorului Richard DeMarco, președinte al Fundației Europene de Artă DeMarco. Alina Șerban, I know Alina is not here. Alina Șerban, for her perseverance, effort and intelligence in succeeding in her professional career. Premiul special intitulat Cheia succesului profesional a fost acordat anul acesta Alinei Șerban, cetățean român de etnie romă, studentă la Royal Academy of Dramatic Arts, pentru tenacitate, efort și inteligență în reușita profesională. După încheierea lucrărilor, conferința a avut loc în cadru festiv, ceremonia de decorare a profesorului Richard DeMarco, președintele Fundației Europene de Artă DeMarco. Acesta a fost decorat de către președintele României la 20 septembrie 2012 cu Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer pentru întreaga sa activitate, pentru eforturile în direcția dezvoltării legăturilor între cele două țări și pentru promovarea artei contemporane românești în Marea Britanie. Ediția de anul viitor a conferinței se va desfășura la Universitatea din York. A prezentat Delia Corol, Radio Ciocărlia. Imagini în Obrezeanu, romani.co.uk. Radio Ciocărlia și website-ul romani.co.uk v-au prezentat The British Journal. Jurnalul Britanic.